Da. Ce vreau să vă spun este că artiștii în ziua de astăzi găsesc tot felul de forme din ce în ce mai inedite și originale de a se exprima prin muzică. De exemplu, Miss Lu a dat drumul la un proiect care se numește Povești cu cântec. Practic, în fiecare episod ne spune o poveste și astăzi, la Superneața de weekend, a venit cu Albă ca zăpadă. Miss Lu. Bunii, bunii, spune-mi o poveste. A fost odată ca în poveste. Albă ca zăpadă. Albă ca zăpadă. Am o armată de petit. Oh. Chiki, chiki, ce zici? Spune-mi ce cauți tu aici. Nu vezi că încep să te complici? Eu sunt albă ca zăpada, nu mă vezi în haine Prada. Ia gata că a venit fata, acum să facă rocadă. Gelozie, simt în ochii tăi de ce taci. Tu poți să faci, dar nu știi în ce te baci. Am trecut și prin zăpezi și prin focul iadului. O fost, mă mică, pune-ți pofta în cui. Eu văd omul din oglindă care nu poate să simtă. O ful, o să te prindă. Albă ca zăpada. Albă ca zăpada. Albă ca zăpada. Oglindă, oglinjară, în fiecare seară tu spui că sunt cea mai frumoasă din țară. Din nou și din nou îi spui a mea oară că sunt de o frumusețe rară. Fătiță cu pielea fină care n-are nicio vină. În fine, venit-o pe pământ pe cale divină. Și ce băgăm cu toate astea, văd că te scot din mine. Și de-aș muri, tot apare un prinț. Am trecut și prin zăpezi și prin focul iadului. O fost, mă mică, pune-ți pofta în cu. Care nu poate să simtă. O ful, o să te prindă. Albă ca zăpadă. Albă ca zăpadă. Albă ca zăpadă. Albă ca zăpadă. Ai ho, ai ho, am pitit mișto. Nu te duce la oglindă. Ia lași-o. Ai ho, ai ho, grasă la indigo. Sunt întrebările tale. Mai bine las-o, las-o, las-o cu vrăjitoria. A venit momentul să îți plătești datoria. Uită-te unde te poate aduce mândria. Am agăt cu jocul tău, începe geologia. Am trecut și prin zăpezi și prin focul iadului. O fost, mă mică, pune-ți pofta în cui. Eu văd omul din oglindă care nu. O ful, o să te prindă. Albă ca zăpadă. 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 Și-am încălecat pe ușa și v-am spus povestea. M-am speriat că n-am știut că mai durează melodia și zic, băi, intru în momentul tău, scuză-mă, ți-am intrat în bază. Bine ai venit în bazmele mele. Am zis, poți să fii la al 8-lea pitic? Poți să fii și al 9-lea, dacă vrei. Că tu faci cât mai mulți, să ne înțelegem. Foarte mișto piesa, mi-a plăcut foarte tare versul ăla cu ai ho, ai ho, ai ho, ai ho, am pitiș mișto, nu te uita în oglindă. Nu te duce la oglindă că te ia la ștop. Deci tu ești, practic, asta e reinterpretarea bazmului Albă ca zăpada, ceva mai modern. Da, exact, am readus-o în zilele noastre, în 2022, și am dat așa, mai pe gangsterală. Foarte tare. Hai să enumerăm, știi toți 7 pitici? Nu, nu știu pe toți. Cu care te-ai cunoscut? Hai să... Care? Deci era Somnorosu. Așa. Hapciu. Așa. Păi ajută-mă și tu, păi că tu ești nouă albă ca zăpadă. Nu pot să te ajut, pentru că piticii mei sunt diferiți. Eu nu i-am puștea, eu am pe alții.
Aoleu, câți pitici are o albă ca zăpada reinterpretată? O albă ca zăpada ca mine i-are pe toți. Toți pitici? I-are pe toți din lume. Are la pitici pe creier de nu vrei să știi. Crezi că și albă ca zăpada despre piticii de pe creier vorbea? Măi, n-am idee, dar eu știu despre piticii mei, știi? Adică eu vorbesc despre ei mei. Acum ce-o fi făcut albă ca zăpada din 1900 toamna? Spune-mi despre proiectul ăsta, Povești cu cântec. Am văzut episodul 3, să-l numim așa, da? Da, acesta este... Ce avem înainte și după? Episodul 3. Înainte a fost Scufița Roșie și mult înainte de Scufița Roșie se află povestea în care cer creaturilor magice să mă ducă înapoi la bunicii mei, pentru că ei sunt cei care îmi spuneau povestea atunci când eram micuț. Deci totul are cumva... Are legătură cu copilăria. Da, da, și da. Vine ceva după albă ca zăpada? Da, pe 4 aprilie vine Capra cu treiezi. Capra cu treiezi, bun. Deci și trebuie să... Cucuiețușa, mami. Așa, așa se aude, deci am luat un zdictic. Toate astea le găsim la tine pe canalul de YouTube? Toate pe canalul de YouTube, Miss Lu, Instagram Miss Lu Oficial, TikTok Miss Lu Oficial. Minunat, îți mulțumim frumos, o să stăm cu ochii, să vedem și povestea. Și povești cu cântec.ro, că și acolo sunt. Ai și site? Da, și site-ul pe povești cu cântec. Normal, pe toate poveștile sunt acolo, toată povestea, se mai pregătește ceva, se mai pregătește un show. Îți mulțumim frumos. Mergem până la Florin și la doamna Roxandra Luca, sunt curios cum poate să spună o reinterpretare a albei ca zăpada, așa, să spui povestea așa copiilor. Suntem cu toată lumea și am încălecat poșa și am venit la doamna Roxandra.